Acuzațiile grave formulate pe numele lui Mel Gibson nu au influențat-o deloc pe Jodie Foster. Actrița a ținut să-i contrazică pe toți cei care s-au ridicat împotriva bunului ei prieten, pe care l-a catalogat drept iubitor și foarte sensibil. Numai cum să nu-l iubești, a mai adăugat ea. Cei doi sunt amici de mai bine de 15 ani și în prezent sunt și colegi de platou la filmul The Beaver, registrat de vedeta din Tăcerea Miilor.